Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Ela Voineag! Haide, Leano! Bine v-am regăsit! Hai cu energia aia, zic! Haide cu energia aia bună, hai! Pentru mine parcursul aia umor a fost cu sus, jos, de toate, serios. Și am zis că nu pot să vă las fără o treabă foarte apropiată de sufletul meu, respectiv un roast. Bravo! Ok, țin să menționez că am glume doar cu oamenii pe care îi respect. Te rog, nu ne respecta, te rog. Vă mulțumesc și ai cu niște aplauze și să curgă sânge. Te rog, nu ne respecta. Ok, este o onoare pentru mine să particip la cea mai tare emisiune de entertainment de la noi. No. No. Din păcate, românii au talent, nu s-a mai făcut anul ăsta, așa că iată aici. Dar ok, că nu mi-e frică de șobolani. Și nu mă refer aici la juriu, mă refer chiar la șobolani. Au niște dimensiuni aici în studio, de fac Uber dintr-o parte în alta. Toată lumea comentează că în antenă ar fi sărăcie, că lucruri de genul. Și asta chiar nu este adevărat. M-aș întoarce oricând aici pentru mâncarea de la catering. Eu am avut ieri un tuci plin cu orez cu lapte. Așa că... Și nu glumesc pentru că viermii sunt atât o sursă bogată de proteine, cât și o surpriză inedită în gastronomia românească. Am fost în vamă vara asta și am văzut un boschetar împuțit, mort de beat, căzut pe trotuar, care avea în față un carton pe care scria: îmi plătesc codițe pentru 5 lei. Mihai, habar nu aveam că ai atât de multe talente. Momentan sunt curioasă ce ai face pentru 10 lei. Vorbim mai târziu. Auci! Ok. Sunt dispus la multe. Toți avem fobiile noastre. Bendeac, de exemplu, se ferește de căsătorie de vreo 15 ani. Chelu se ferește de 15 ani să mai aibă un hit. Da, corect. Deja începe să mi se facă... Nu râde. Frică. Haide, mă, haide! Haide, mă! Hai, mă! Delia, ne-a întrebat obsesiv cine te-a făcut om mare. Pufuleții, sora mea, pufuleții. Asta a fost finuță. Bună. Delia are toți banii din lume și cu toate astea rămâne un om modest. S-au zgârcit. Pentru că, judecând după câte culori are pe ea în mod normal, nu astăzi când s-a îmbrăcat în negru ca să... Mi-e glumă? Așa. Judecând după câte culori are pe ea în mod normal, Delia își zugrăvește singură în casă. În caz că nu știați, Delia merge des la circ, pentru că acolo are cartea de muncă. Frumos. Ea, săraca, vrea să ajungă la dulap. Dar cumva pe drum intră demonul second hand-ului în ea și brusc iese din casă îmbrăcată cu perdeaua și încălțată cu castroanele. Voilà. A mai observat cineva. În adevăr. Este singurul om bogat care aspiră să ajungă boschetar la bătrânețe. Ea nu își face fond de pensie privată, își face provizie de mâncare ascunsă. Dar lăsând Caterinca la o parte, țin să spun că îmi place la nebunie cum se pensează, cum își îngrijește tenul în mod obsesiv cu cele mai fine creme și cum nu se ferește să-și admire posteriorul în oglindă ore întregi.
Evident, mă refer la Mihai. Vin sărbătorile, vin, da. Nu-mi place mie rostul. O să ia trei. Da. Dacă Chelu nu ar fi la Ai Umor, ar fi foarte potrivit la Ferma Vedetelor. În cocină. Da. Măcar acolo stai degeaba. Glumeam, ar fi de fapt cel care folosește drujba acolo și nu pentru lemne. Nu, nu trece. Mihai, nu este nevoie să repeți în mod obsesiv că nu vrei să te însori. La noi oricum nu s-au legalizat căsătoriile alea. Păi să nu mă pup după mine. Nu, ia două. Vin sărbătorile, vin. Ia două. Ia două. Ia două. Cine nu-i dă? Bendeac. Eu zic că Chelu nu o să-i dea. Vin sărbătorile, vin. Hai. Delia și-a cumpărat apartament lângă Herăstrău pentru că îi place să alerge. Și chiar aleargă, pentru că cea mai apropiată șaurmerie este la 20 de kilometri distanță. Există mulți hateri care judecă participantele Ai Umor, care fac videochat. Cu toate astea, Șerban și Badea continuă să își bage obiecte în c- pentru o sumă modestă. Aoleu! Nu-i frumos. Păi, asta a fost atât de gratuită și de oribilă. Nu-i frumos. Mersi, mă! Dar ce ți-au făcut? Oh. Dar ce fel de obiecte? Dacă aveai răbdare... Da, iartă-mă. Gen respectul de sine. Oh. Bun, uite, n-am avut răbdare. Dar... Deci dacă respectul de sine este un obiect, acela este foarte mic și practic nici nu simți. Exact. Una peste alta, a fost o onoare pentru mine să particip în această finală. Acces direct. Foarte multe cazuri sociale. Și mă refer aici la producători care au făcut o facultate, ar fi putut să facă ceva cu viețile lor. Vin sărbătorile, vin. Îi mai avem și pe Delia și pe Bendeac, acești vulpița cu Viorel ai Instagramului. Și să nu uităm de cea mai cunoscută asistentă TV, Chelu. Oh. Cheamă-mă când ți-e rău. Care încă mai așteaptă să-l sune Jador pentru o colaborare și cu asta eu v-am mulțumit. Și noi ți-am mulțumit pentru asta. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!